A, deci fost procuriu în Tibet? Nu, sau... micul Tibet se cheamă, pentru că e Tibetul de după graniță, știi, adică nu ăla din China, ci ăla din India. Dar este tot cam aceeași chestie, adică e tot la, pe platou înalt, totul, tibetanii, refugiați din Tibet s-au așezat aici, fiind sub protecția indienilor, ca și Cașmirul, de altfel, că ambele astea sunt cam în aceeași situație. Și practic am avut a face Ladakhi people ăștia, Ladakhini, nu știu cum neva să traduci chestia asta, Ladakhi pur și simplu, ăștia sunt tibetani, nu sunt indieni. Și sunt hinduși sau amestecați? Tibetani, religie budistă, budiști așa. Budiști. Vezi? Din astea. Dar cum ai ajuns acolo? Am ajuns cu greu, dar am ajuns. Cum s-a întâmplat? Totul a pornit de la o fotografie a lui Stelian Povălache, care e un prieten foarte bun de al meu. El a fost un an înainte acolo. Și când am văzut fotografia aceea, pietrele de la Țomoriri, de la lacul Țomoriri, am zis, opa, aici este paradisul și eu trebuie să ajung acolo. Și asta a fost pregătită un an de zile, aproape, chestia asta. Bineînțeles că principala problemă era de unde făceam rost de bani. Tu ce ai plătit singură excursia asta? Da. Am făcut credit. Am prins pe ultima 100 de metri înainte de reducerea salariilor cu 25%. După aceea nu cred că mai prindeam să am suma necesară. Și bine, am mai avut sponsorizarea cu echipament de la Ascent, care a contat și aia foarte mult în principiu, pentru că erau niște lucruri de care aveam nevoie și erau destul de scumpe. Și cei de la Ascent chiar m-au ajutat foarte mult în chestia asta. Dar când a fost asta, la perioadă? Astea se întâmplau prin mai, cred, începutul mai. Și plecarea a fost la sfârșitul lui iulie. Deci, și cât ai stat acolo? În India am stat 26 de zile și la Moscova aproape 2 săptămâni. La Moscova a fost o școală de vară internațională la conservatorul Tchaikovsky. Drumul spre India trecând prin Moscova, pentru că cele mai ieftine bilete erau de la Aeroflot cu escală în Moscova. Da. Dacă tot e în drum, s-ar putea lega. A, întâi ai rămas în Moscova. Întâi am fost în Moscova, la școala de vară. După aceea în India, m-am întors în Moscova, mai stau vreo 2 zile, că nu aveam avion altfel și m-am întors în București. Și așa am legat două chestii pe care de mult vreau să le fac, adică și școala asta de vară de la Moscova, visam le-a de vreo 2 ani, cred. De când am intrat la doctorat, deci trebuie să ajung acolo. Și cum e în India? Sau în Tibet? În India sau ce ai găsit este... tu? Ce ai văzut tu? În India a fost o fantezie așa de când am materializat și până am plecat de acolo. Pentru că m-am dus cunoscând un singur om în toată India aia, cât e de mare, un singur om cunoscut de pe Facebook, cu care am vorbit de câteva ori de cursul anului. Și el mi-a zis că mă ajută cu cea mai mare plăcere și mă poate găzdui la el dacă am nevoie. Român? Era din Ladakh. Adică exact de unde vroiam eu să merg. Și mi-a zis că în Ladakh mama lui peste vară stă singură în casa lor de acolo și că pot să stau la ea liniștită, fără probleme. Și a zis, perfect. În India am ajuns în New Delhi la miezul nopții. Cât am stat în New Delhi până să plec în Ladakh, el s-a ocupat de absolut tot. M-a plimbat, m-a dus în cartierul tibetan, unde erau toți prietenii lui. Mi-a aranjat, mi-a rezervat biletul și mi l-a cumpărat de altfel de avion. Pentru că a venit efectiv un fluviu, să zic, de nămol. Eu am văzut urmările după câteva zile, cam la o săptămână, în care drumul efectiv era săpat prin, așa, ca un șanț, prin
muntele de pământ, deja. Și drumurile spre Ladakh erau închise când am ajuns eu, pentru că la altitudine de 4.000 de metri, 5.000 de metri, dacă s-a rupt un pod, s-a blocat tot. Acolo nu există și podul ăla se repară oarecum manual, așa da. Să zicem, adică nu durează ceva timp. Așa că nu știam cât dura chestia asta și am zis că cel mai simplu este să merg cu avion. Și înainte să plec, o prietenă care fusese în ianuarie în India mi-a zis: Elena, este țara imprevizibilului, ți se poate întâmpla absolut orice, ce nu-ți trece ție prin cap că ar fi posibil, pur și simplu nu-ți face planuri. Du-te și de acolo vezi tu ce și cum. În funcție de ce încearcă să te întorci. Da. Ceva de gen. Dar nu-ți face planuri că nu vor funcționa. Și drept urmare nu m-am stresat eu să fac nu știu ce planuri înainte, dar totuși era o oarecare organizare, în sensul că dorindu-mi să urc și pe Stop Kangri, care era un munte de înalt, chiar dacă ușor înalt, aveam nevoie de o aclimatizare. Și atunci am zis că cel mai bine este ca Stop Kangri să-l las mai către finalul perioadei pe care o stau acolo și înainte să merg în locuri unde pot să urc niște munți mai mici, de 5.000 de metri, spre exemplu. Pe tine te interesa și ascensiunea. Da, da, da. Asta a fost, practic, a fost unul din scopurile principale pentru care am fost acolo. Și ca să fiu cât de cât mai obișnuită, ar fi fost bine să mai merg pe niște munți mai mici înainte. Ceea ce n-a fost posibil. Pentru că, după cum spuneam, tot ceea ce însemna plan s-a dat total peste cap. Și, în fine, dacă nu s-a putut, a zis, iau avionul, mă duc acolo și de acolo ai vedea ce se poate, cum se poate.